Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să conduceți bine! Bine, da. Am vrea părerea voastră, dacă credeți că ar merge și în România, în orașele mari, să zicem, măsura care va fi luată în Paris de la sfârșitul lunii august. În Paris, de la sfârșitul lunii august. Deci va fi limitată viteza de circulație în oraș la 30 de kilometri pe oră. Groaznic. Deci se întâmplă. Bine, în București... Am mai vorbit despre asta, dar era așa o intenție, acum gata, s-a luat decizia. În București, în septembrie, se limitează la 15 kilometri pe oră. Automat. Deci, limita de viteză pentru mașini și motociclete și motorete și nu știu ce, va scădea de la 50 la 30 de kilometri pe oră în aproape întreaga capitală franceză, cu excepția șoselelor de centură și a câtorva bulevarde. La noi, pe centură, e zero. Primarul Anne Hidalgo, consilierul pentru transporturi David Beyard, au explicat că această măsură are ca scop reducerea zgomotului, adaptarea orașului. Păi pentru asta trebuie să le scoată claxoanele. Cel puțin în București s-ar rezolva problema. Dacă s-ar dezactiva claxoanele, ar scădea zgomotul foarte mult. Și, de asemenea, trebuie să-i protejăm pe cei mai vulnerabili, pietoni, bicicliști, copii și vârstnici, a adăugat Beyard. Pe Champs-Élysées, pe Bulevardul Grand Armeș și Foch și pe altă stradă cu patru benzi, mă rog, limita va rămâne 50 de km pe oră, deci în centru, pe Bulevardul ăsta mare de tot, o să poată să meargă totuși cu 50 de km. Vor fi reguli noi și pentru bicicliști și scuteriști, și aici venim la ce ne doare pe noi mai mult. Hidalgo le-a impus celor trei operatori autorizați din Paris de trotinete și scutere electrice să reducă viteza maximă a scuterelor și trotinetelor de la 20 la 10 km pe oră în zonele pietonale din centru, sub pedeapsa retragerii licenței, începând din luna septembrie. Asta e o treabă bună. Da. Da. Și eu credeți că ar merge așa ceva în România pe undeva? 0372 069 599 sau dacă credeți că ar fi nevoie să se reducă, să scadă limita de viteză în oraș la 30 de km pe oră, sau poate că dacă ar fi vorba de siguranța traficului rutier sau a pietonilor sau a bicicliștilor, poate altele ar trebui să fie măsurile. Adică, de exemplu, să fie realmente interzisă parcarea pe trotuar cu, chiar și cu jumătate de roată, ca să poată să meargă oamenii pe trotuare. Mai sunt și alte idei. Adică dacă ar fi o prioritate, eu pe asta aș pedala. Eu cred că toate mașinile astea parcate pe marginea drumului în București și pe trotuare încurcă traficul, adică doar dacă ar dispărea mașinile astea ar crește viteza de deplasare în București, da. Altfel mie mi se pare că orașul e blocat. Sau cele care sunt parcate pe banda întâi. Da, voi știți bine că toate orașele mari sunt blocate. Și Roma se blochează, și Londra, și Parisul și așa mai departe. Dar parcă în București stai pur și simplu când sunt orele alea de vârf, da. Nu te miști. Dar știi că pe Magheru, de exemplu, pentru cei care nu prea cunosc Bucureștiul, Magheru este... Bulevardul central, da, este un bulevard foarte important, e o arteră de circulație care traversează de la nord la sud capitala și e foarte important. Și mereu aglomerat. Dar pe Magheru se parcau mașini pe prima nu parte. Nu se mai parchează. Se parcau mașini în anii 90. Da. Și era când, nu mai știu ce primar, a luat măsura asta atât de curajoasă și cum o să-l înjure lumea și... Și s-a luat această măsură, domnule, nu se mai parchează nimic, au ridicat mașinile de acolo și câteva zile la rând. Nici pe trotuare nu sunt mașini pe Magheru. Da. Și se circulă foarte bine. Adică pe Magheru, din punctul ăsta de vedere, e ok. Și mă uit la alte bulevarde mari pe care prima bandă, cel puțin prima bandă, este ocupată de mașini parcate și după aceea de mașini care dublează mașinile parcate. Și ce s-a mai întâmplat? Și se sublumă totul. Pe Calea Victoriei, care iarăși e un bulevard super important, spre deosebire de Magheru, Calea Victoriei e mult mai îngustă, pentru că are și pista aia mare de lată de biciclete. A rămas la două benzi, da. A rămas la două benzi. Iar pe Calea Victoriei sunt multe hoteluri. Și acolo se parchează sub pretextul că am ajuns la hotel și trebuie să lăsăm turiști și așa mai departe, autocare și așa. Care, mă? La hotel, cum se cheamă? De era Hotel București. Radisson. La Radisson. Da, au loc, au, cum se spune, aia de nu tragă în fața? Intră, intră unul și următoarele nu mai intră. Și acolo se circulă pe bandă, adică acolo se sugrumă, de exemplu, circulația în București și pe Calea Victoriei la ora asta nu poți să circulezi. Vezi că George bate des Calea Victoriei cu bicicleta și știe, adică... Nu mai vorbesc de asta. Și ca pensionar ea se oprește și mai... Mă duc spre centru vechi. Dar se oprește la primele ambuteiaje și face poze, îi ceartă pe aia. S-a mai întâmplat. Da, din punctul ăsta de vedere sunt multe probleme aici. Asta e 30 km pe oră, înțeleg, într-un oraș în care s-au rezolvat altele înainte, parcările pe trotuare sau lăsatul mașinilor în fața la Mega. Dar nu, la noi 5 minute, boss, pe avari, că exact. Vreau să-mi iau un pachet de țigări.
sunt multe probleme. Asta cu 30, într-adevăr, e natural cumva impusă restricția asta în București în timpul zilei. Problema e noaptea. Și vezi, ar fi frustrant, ți-ar plăcea să mergi noaptea când e gol cu 30. Ok, nici cu 100, cum se zboară la noi fel de fel de cetățeni. Dar nici să mergi cu 30, că e frustrant. Bine, poate și la Paris or să impună și vreo limită de asta orară, că nu cred că noaptea o să meargă prin Paris cu 30 la oră. Pe de altă parte, în Paris am mai văzut o chestie care mi-a plăcut mult de tot. După o anumită oră, seara, sunt bulevarde unde mașinile sunt parcate fix pe bulevard, pe mijlocul bulevardului. Și acolo unde sunt 2-3 benzi, dar rămâne doar o bandă de circulație, pentru că traficul e foarte light. Și strada devine o mare parcare. Dar dimineața la 6 pleacă toți, adică nu mai rămâne unul. Și la noi se întâmplă asta pe niște linii de tramvai. Da, cred că domnul Negoiț a făcut sunt și dezafectate. Liniile alea, da. Cum e pe Barbu Văcărescu, urmează să fie scoase, cred, sau nu știu care e ideea. Nu cred că ar trebui să fie scoase. Nu, cred că au o problemă pe Barbu Văcărescu, era o problemă că n-au unde să întoarcă. Că ăla e un teren privat. Deci unde întorc, întorceau tramvaiele, ăla e de fapt un teren privat și omul și-a luat terenul înapoi. Și acum n-au ce să facă, ar trebui să cumpere tramvaie de alea cu două, ca, știu, două posturi de da, da. Nu cred că se mai fac și ca atare, investiția este moartă din acest motiv. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.